asta? Asta este, asta este o făcătură ordinară. Ce făcătură, Gigi? Ce făcătură? Cumpăr la chioșc dacă nu crezi. Fugi, domnule, de aici, domnule. Domnule, domnule, bravo, n-ar face în viața ei așa ceva. Cum adică? Este o porcărie. Gigi, asta e un... Eu cred că nu prea știi cu cine stai în casă. Mă întreb ce o să zică toți bărbații din țara asta când o să vadă că soția lui Gigi Dumbravă, regele șoselelor, și-o arată la toată lumea. Taci, mă, dracule, din gură, bă! Eu nici nu știu cine ești, bă, cine te-a invitat la nunta mea? Că nici nu te-am văzut în viața mea! Gigi, e de-al nostru. Păi și dacă e de-al vostru, ce, mă doare în cot că e de-al vostru? Voi vă bateți joc de mine? Adică, crezi că mă faceți voi pe mine, mă? Gigi, nu te enerva că faci rău la curasol. Du-te, mă, în măta, mă! Știi foarte bine că suntem băieți buni, ți-am demonstrat. Și dacă nu crezi, trece la nivelul 2. Hai, lasă-mă! Ia chem-o pe pisic. Păi tăi, tâmpitule! Cum-ți permis, bă, să vorbești? Pisic, nu e pisic cu tine, e doamna Dumbravă, bă, nesimțitule! Azi că ați venit la masa mea, mâncați, vă îmbuibați pesca porcii și acum vă bateți joc de mine, mă! Vă... Ești dusă cu capul rău de tot. Hey, mai lasă-l în pace. Fă, adică eu mai spun la ale mai periculoase trebuie cum e Grebianu și tu nu dai și mie un ajutor? Dar nu se poate. Ce-i cu asta? E Dorian servitorul. Lasă că știu cine e, dar de ce intră așa fără să... Dar ce intră, mă, fără să bați la ușă? Păi dacă eram într-o situație desperată, ce făceam? Adică dacă mie venea acum să-mi schimb chiloții pe partea elaltă, a? Cum o scoteam la capăt? Uite, vezi, fă, că nu-i pută nimica, că-i la limita de jos. Lasă-l, că eu l-am chemat. Vă aduc ceva? Da, dracu, mai știe, mă, de ce te-am chemat. Păi uite, uite cum bolversezi oamenii. Cum ai intrat tu aici, așa? Păpile? Ia vezi, că pilă mai mare ca mine n-are nimina. Lasă-l, fă, mămică, că n-are nicio vină. Înțelege odată, n-o să te accepte, Don. Trebuie să fac ceva? Da, să te duci, dracu, spre exemplu. Până nu zice doamna, nu plec. Ieși. Deci nu vrei, a? Nu. Sigur nu vrei? Nu. Bine, Rosico. Treaba ta, Rosico. Las că o să-ți vie ție roaga. Uite așa, de n-o să te vezi, că ai trădat-o pe mămica ta. Te faci, nu? Cosmin, eu zic să cam spălăm putina. Și o tăiem că... S-a mâncat, s-a băut, s-a înconjurat masa. Frumos. Da, cred că ce era de văzut... S-a văzut. Hai. Ai aranjat treaba cu Mărgărit? Da, zice că el se bagă, că face, că e liniștit, se bagă. Dar eu n-am încredere nici până la colțul străzii ăsta. Adică mai vedem și mai facem. Da. Adică ăsta nu se danseze cu noi decât dacă îi se face frică. Păi hotărăște-te, îmi spui și lucrăm. Ce vrei să-mi vizi la dans? Propun o polcă. Polcă. Băi, stai că văd cu privirea încă clară. Ți-a plăcut cineva în panoramele astea? Papa Cioace, am gusturi mai bune. Da? Dar nici aia de la... Uite, aia e de la violoncel. Ai văzut ce e? Arcușe toate așa. Vrei să-i fac o invitație din partea ta? Nu, nici să vă că să-mi cânte toată noaptea. Ia uite-o, mă. Ia uite. Ia uite-o pe... spălăcită aia blondă. Ea care e măritată cu băiatul Neauric. De vece, se dă ea în voltige, așa, cu nasul pe sus, ea e tare. Dar spun eu, e moartă după avocatul meu. Bă, Dinu! Păi nu e ea fata lui tata? Păi, aoleu, apropo, unde e generică Gigi? A părăsit colectivul? A, uite-l, uite-l. Niște băieți acolo. E extremat.
L-a rupt deja mireasa. Bă, una peste alta, băbuț mine, place maxim de tine. Opa. Da. Te fac un dans. Mă inviți? Bineînțeles. Ce vreți, mă? Ce vreți voi? Eneagi, tu te-am bala așa. Trece nu și peste chestia asta. Nu e grav. Ce vreți, mă, n-auzi? Ți-e minte la Revoluție când se striga în piața Universității? Se curiște mine ca să dea lumină? Și mă, dă lecții de istorie. E o metaforă, Eneagi, e o metaforă. Știi că sunt poet. Și am găsit una și mai mișto. Floare de mină. Adică, floricica de mină. Hm? Păi se poate, Nea Gigi, să te dai matale cu străinii? Ai uitat că nu ne vinde în țară? Ce? Ce vreți voi, de fapt? Ce vreți? Ce dați? Dăm. Nu dăm nimica. Interzicem revista pe piață, să nu denigreze imaginea omului de bine. Da, bun. Și? Ce vreți? Auzi? Băieții aia cu ochii albaștri care au stat la masă cu noi, o să vrea să bage și ei. Că fără nenorociți ăștia, nu poți să miști un pai în țara asta. De ce, mă? Tu ai ieșit în structuri? Și da, și nu. Pă bune? Pă bune. Adică cum ai și ieșit aici și rămas? Nu înțeleg. Adică mi-am făcut structura mea. E, păi, dracu. Mm? Păi, dar cum ți-a dat ăștia voie? Pe ce trebuie să-mi dea voie? Hai că așa știi pe-am. Mare. M-ai lăsat singura la masă. Iubirea mea. Te mai doare capul? Nu, mi-a trecut de la pastila. Da, nu, că, cred că, că acum mă doare pe mine capul. Doriți o pastilă? Ha? Am de la colegii dumneavoastră o pastilă da. Foarte bună. Te rog, Vlade, uite, eu când sunt pus pe treabă, te sun. Nu mai sun tu. Că ăștia acum sunt în țară să te găsească pe baza de amprentă vocală. Iar nu vreau să-mi complic viața mea așa, inutil. Îți dai un semn. Prin cine? La agenții mei. Pastila? Nu, mi-am adus aminte că am mult cer și nu... Măi, eu mă duc să mai iau puțin aer, că... Ne mai vedem. Ne mai vedem. Poate ne mai cauzim. Mergem și noi acasă? Te rog. Hai că mă plictisesc. Ce vrem? În primul rând nu vrem să plecăm supărați. Și în al doilea rând, Nea Gigi, se poate? Se poate să pleci matale cu avionul spre frații noștri roși? Că tot roșii au rămas. Se poate? Ce vrem? Vrem să ne ieși pe noi în bagajele matale de mână măcar. Asta vrem. Bine, mă, vă iau. Că văd că în țara asta nu se poate nimic fără voi. Nu poți nici măcar să faci un chioșc în care să vinzi hârtie igienică. Vă iau, mă, vă iau. Nu ne place haos. Și crezi că mă puteți rezolva cu revista asta? Sigur că da. Cum? Orice om are slăbiciuni. Și un redactor șef ar avea. Și cum e și el om, ce dracu? Adică? Bine, mă, așa e bun. Dar revista asta o păstrez eu, că aș vrea să... Și acum, hai, băieți, să ne distrăm, că vine tortul. Nenea Gigi, tot Nenea Gigi, om de comitet, ce dracu. Marele Gigi, tu, bravo. Nenea Gigi, ai originalul acolo. Nenea Gigi. Nenea Gigi. Tort. Am avut multe femei la viața mea. Dar ca tine...
n-am avut niciuna până. Deci n-am avut niciuna. Ești frumoasă, ești bună. Să ții minte treaba asta. Ții minte. Nu vrei să mai când ai tu chef? Tot timpul? Normal. Atunci mă dă nevastă. Ce să fac? Să mă iei de nevastă. Pe ce fac? Eu sunt dobitoc? Sunt prostul proștilor? Că vreau o femeie, o am și gata, nu trebuie să mă însor cu ea. Domnule generică, dăm drumul la artificii odată cu tortul? Nu dai nicio artificii. Dar le-am comandat, așa le-am înțeles. Bagă-ți-le în cur. Gigi, iartă-mă, Paul. Trebuie să plec. Am o întâlnire importantă. Îți mulțumesc foarte mult, Kevin, Paul. Tu ești prieten adevărat. Arrivederci. A presto. A presto. Fericire, sănătate. Mai Gigi, traicule, unde fusești, mă, că te așteaptă toți cum stai și aceea. Mai prejuzile, mă. Hai, dar după aceea, dar... Gigi, unde ai fost toată lumea? Lasă-mă, e îngrijorată și întreabă de tine. Mă îngrijoresc, Gigi. Ursulețile, trebuie să vină tortul acum un ferial. Care îmi place mie, unde ai fost? Da, pisicuța mea. Nu feri... Ah. Invitaților! Ia apropiați-vă! Hai să ne luăm de Gigi, nu e mai cine pe... De curând, eu am ajuns la o concluzie. Bărbați! O duc mult mai bine decât femeile. Se pot căsători mai târziu. Așa ca mine. Pe de-o parte. Pe de-altă parte, ei mor mult mai repede. Dacă vrei să fii fericit, nu te căsători. Căsătorește-te doar ca să faci fericit pe altcineva. Soția mea. Beți și mâncați. E pe banii mei. Prieteni și dușman la un loc. Gigi, te rog, nu. N-ai voie. Mulți Andreasca! Nu sunt supărat. Pe mine nu poți să mă minți. Hai spune-mi, poate pot să te ajut până se trezește toată casa. Iule, tu n-ai cum să mă ajuți. E o chestie de principii. Și de principii în viață peste care eu nu pot să trec, e complicat. Am înțeles. Adică n-am înțeles. Ce principii? Nu, uite, să ne gândim așa că... Colega ta de bancă... Am coleg. Colegul tău de bancă îți permite ție că ți-aduce a doua zi o carte
povești. Și nu se ține de promisiune. Tu nu te superi? Normal că mă supăr. Azi mai repede că ne apucă brânzul și nu e masa făcută. Eu te vine tonul la masă și nu e nimic arinciat. Mă, Dorele, s-a dus și tacâmurile alea. Uite, am făcut și broșchete, bre. E ce îți place matale de la Italia? Mai mă duc la bucătărie. Nu, Coana Mare, te rog eu frumos. Hai, stai aici că... La bucătărie are cine să frece, să... Băi, Dorele, ce faci? Hai! Bre, eu nu pot să stau o clipă la un loc. Ca un teteres sunt. Uite așa, fac și treaba toată imediat. Hai, te rog, eu stai aici. Da? Da, hai, te rog. Da. Te rog, hai. A, mulțumesc. Ați adus tot ce trebuie, hai. Ce, domn? Pune ceaiul la donul întâi. Da. Așa? Semana? Așa. Așa? Mai aveți? Tacâmurli. Pune la donul întâi. Da, așa. Foarte bine. Mulțumesc, grație. Gata. V-ați liniștit? Da. Gata. Oameni buni, acum când toți ochii sunt ațintiți asupra noastră și vor de la... Mă, ce? Gata, în câteva ore trebuie să plec. Într-o călătorie de afacere, asta-i tot. Da, n-ai valiza făcută. Valiza se face imediat, ai tu grijă. A? Da. Cosmin! Bă, hai! Mie... Ce? Mi-e cam rău. Ce are asta? Cred că am mâncat ceva stricat la ăla, la nuntă. N-am dormit azi noapte. Păi refă-te, mă, băiete, hai, bambino, că avem drum lung. Da, domn, până plecăm, o să fiu ca nou născut. Aoleo, altul, nu mi-ajungea unul acasă. Cum să fii tu, mă, tita, animalul, ca Tito ăla micu? Nu, era o metaforă care... Păi da, nu, că am înțeles că asta și am vrut să zic și eu. Pe mine mă scuzați. Eu mă duc să fac valiza. Ai grijă, mă! Tu ce mai ai? Mă doare puțin capul. Cred că am mâncat ceva stricat, da? O epidemie la ăștia. Dar unde a mâncat ăștia, bre? Cred că mănâncă... Nu știu. Hai, te rog, Ana Mare. Ia. Încredere. Da. Așa s-a întâmplat și cu mine acum. Cineva mi-a promis ceva și nu s-a ținut de cuvânt și... Acum, pe bune, te superi pentru o carte de povești? Ionela, nu-i vorba chiar de o carte, ceva mai complicat. Tu n-ai cum să... N-ai cum să-mi pe bune, degeaba. Și mai mare mi-ai explica? Da, ți-aș explica, dar acum lasă-mă că trebuie să iau o decizie, te rog. Bine. Eu vreau decât să te ajut. Te-ai așezat la inimioară și ai făcut ca să mă doară. Mult mi-e noroc și mi-e rușine, dar ar naiba dragoste în tine. Haide! Dragul meu și nerică, te-ai sculat! Te pupe muica! Numai proasta aia de servitoare nu ți-a sculat să-ți facă și ție o cafeluță, da? Dar-ți fac eu una tare! Taci! Dracului din gură! Zdreanță! Mă întorc.